Bună seara! Ce faci, Cora? În seara asta am ars Mountain Morman aici, nu știu dacă vă amintiți de tot felul de crengi și copaci care i-am tăiat. Și m-am decis să ard în seara asta pentru că am alți pomi, ca de exemplu ăștia doi care trebuie să-i tau, că sunt morți, și mai am unul acolo jos care deja e căzut. Și am avut nevoie de loc pentru crengi. Da, este deja sezon pentru combine și una alta. Hey, come here. Come on. Da, sunt fermierii pe aici prin zonă. Dar am vrut doar să spun că n-am mai postat de o vreme. Și m-am gândit ca să postez și să vă spun că am fost mult prea ocupat ca să filmez și ca să postez. Plus că am încă un alt canal în limba engleză în care postez mereu, care are mai mulți urmăritori. Așa că nu prea am avut timp să filmez în română și să postez. Așa că m-am gândit ce o să fac. Ceea ce urmează, o să fac videouri numai în limba engleză și o să încerc să le postez și pe canalul ăsta. Cred că cei mai mulți dintre voi vorbiți limba engleză sau o să înțelegeți limba engleză și sper să urmăriți canalul, dar în acest fel o să reușesc să postez mai mult. Vreau să vorbesc de grădină, de una alta, avem roșii, roșiile sunt destul de mari, avem roșii verzi deja, avem ardei, avem ceapă, vinete, morcovi, fasole, tufe cum ar veni, acolo jos sunt încă două rânduri mici de vinete, aici am avut ridic, dar deja l-am scos. Și aici avem două rânduri de sfeclă care nu prea este anul ăsta din ceva motiv. Iar acolo jos avem varză și în spate avem castraveți și unele altele. Deci am vrut să vă arăt cum arată treaba aici la casă, iar la cabană din nou avem cartofi și ceapă și niște resturi de... avem și acolo niște roșii, niște castraveți și am rămas din plante. Deci o să încerc să filmez weekendul ăsta, dar o să fie mai mult în engleză. Deci voi posta acest video ca să înțelegeți ce se întâmplă. Iar după weekendul care urmează, când o să postez mai multe treburi în limba engleză, pentru că este vorba de hai că vă arăt. Am niște lemne care s-au tăiat acum în spate. Hei, come here. Hai tu. Nu știe română. Dacă vreți, mormanul de lemne este puțin față de ceea ce am nevoie. Dacă vă amintiți aici unde e tracul, acum am avut mormanul meu de lemne care l-am folosit în garaj, pentru garaj de obicei. Dar planul acum este să... Planul deja, deci se va întâmpla. Aici vom pune un boiler pe lemne. Și am niște alte lemne care o să vină acum din niște pădurari. Și începând de iarna asta o să ardem lemne ca să încălzim casa, garajul și o să ne dea și apa caldă pentru dușuri, pentru de ce avem nevoie. Este un proiect nou, va fi instalat cam aici, iar acolo în spate o să pun un fel de cămară pentru lemne, ca să am unde să țin lemnele, să fie acoperite și să se usuce.
înainte să le ardem. Așa că alt proiect, alte treburi. Da, după cum am zis, postez ăsta și o să încerc să postez în engleză în câteva zile. Sper să mă urmăriți în continuare. Da, hai, pa!